Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint un nod pe care îl folosesc în pescuitul la distanță cu metod feeder-ul. Este un nod simplu, format de fapt din două noduri, o buclă și jumătate din nodul blad. Haideți să vă arăt cum se face, da? Eu o să fac două șnururi, voi folosi șnurul albastru ca fir principal. El se folosește și în pescuitul la feeder cu fir principal de fir textil, da? Deci facem o buclă pe firul principal. O buclă normală. Da? Se vede? O buclă. Umectăm. Știți, doar tăiem surplusul. Acum venim cu shock leader-ul, înaintașul, cum vreți să-i ziceți. Eu de obicei folosesc un shock leader de la Trabuco, cel conic, și cred că partea subțire are, nu știu, 0,18 sau 0,20. Firul principal folosesc 0,20, deci sunt aproape la fel, da? Deci introducem shock leader-ul, da? Partea subțire de la înaintaș, introducem prin buclă. Ținem degetul unde se unesc cele două fire, matisăm de 6-8 ori, eu o să fac de 4 ori, da? Că sunt cu un șnur. Introducem capătul shock leader-ului, introducem prin bucla creată și umectăm și apoi strângem. Tăiem surplusul. Așa arată conexiunea noastră între două fire, între firul principal, cel albastru, și shock leader-ul, da? Firul galben. De ce folosesc acest nod sau ansamblu dintre cele două noduri? Pentru că, după cum vedeți, mustățile, da, sper să se vadă la cameră, sunt în partea din spate sau în partea mulinetei, în partea din spate a inelelor, da? Atunci când lansăm, nu avem nimic, nu se lovește cu inelul, da? Decât nodul în sine. Dacă am fi avut alte noduri care ar fi avut mustățile în partea plumbului sau înspre plumb, atunci, în timpul maseului, ar fi opus rezistență, s-ar fi lovit de inele, da? Asta îl folosesc, mă ajută mult, nu am o problemă nici în drill. Este un nod foarte simplu de făcut și vă ajută mult în lansare. Cam asta este tot. Nu uitați de o abonare la canalul Aventuri Pescărești, nu uitați de un like, nu uitați de un comentariu, nu uitați... Vă dați cu părerea, nu deranjează pe nimeni și până data viitoare, fire întins. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, aici sus mai ai un video despre pescuit.